Partenerii Autoblog.md pentru salonul auto de la Geneva, Hyundai Moldova, BT Leasing, Unimedia. Bine v-am găsit, dragi prieteni! Iată că am ajuns în incinta centrului expozițional Palexpo aici la Geneva și venim cu primele relatări video de aici, de la Geneva. Și acum vom avea primul reportaj cu primele 5 standuri și 5 premiere mondiale de la Geneva. Și vorbim acum despre BMW, Volkswagen, Seat, Mercedes-Benz și, nu în ultimul rând, Skoda. Haideți să vedem ce ne-au rezervat acești producători. Seat intră oficial în segmentul crossoverelor. Aceasta este marea premieră a producătorului spaniol de la Geneva. Se numește Ateca, este construit pe baza lui Volkswagen Tiguan și trebuie să recunoaștem că arată bestial. Bineînțeles, se va alege cu propulsoare pe benzină și turbo diesel din gama Volkswagen. Are tracțiune integrală, o sumedenie de dotări și pun pariu că va veni în Moldova și asta pentru că, mai pe nou, avem și noi un dealer Seat în țara noastră. Deci, acesta este noul Seat Ateca. Acesta a fost unul dintre cele mai așteptate modele din gama Skoda și iată că, în sfârșit, producătorul ceh va avea un SUV în gama sa de modele. Acesta este conceptul Vision S, un prototip ce prevestește un viitor SUV de serie în gama Skoda, care se spune că va fi prezentat în toamnă la salonul auto de la Paris. Știm că va fi oferit în versiuni cu 5 și cu 7 locuri, va avea motoare pe benzină turbo diesel de marca Volkswagen și ba chiar va fi oferit și într-o versiune hybrid. Este un model care la sigur va prinde bine în Republica Moldova și care la sigur va face multe probleme concurenților. Iată și premierele din standul BMW. Aici puteți vedea noua seria 7, care este oferită și în versiunea 740 LE X-Drive. Ceea ce înseamnă că este o mașină care poate fi încărcată de la priza de casă și cu care puteți merge foarte eficient. Însă opusul acelui model este BMW M760 LE X-Drive, un model care este acum topul de gamă în gama seria 7. Este un model propulsat de un motor V12 care produce peste 500 de cai putere. Este un model care poate accelera până la prima 100 de kilometri la oră în doar 3,9 secunde și, dacă vreți tare, puteți merge și cu 300 de kilometri la oră cu acest model. Acestea au fost premierele din standul BMW. Mercedes-Benz are foarte multe premiere aici la Geneva. Puteți vedea standul constructorului german cu C-clase, AMG, Cabrio și tot felul de nebunii de astea. Modele care, de fapt, nu sunt prea interesante în Moldova sau în România. Însă mașina pe care vreau să vă o arăt este un top și va sta acolo foarte mult timp. Mamă dragă, uite ce e aici. Vină un pic încoa. Stai un pic că m-am cam dezbătut de la tema oficială. Maybach S600, mai băieți, este vorba despre o mașină extraordinară. Doar priviți ce se face aici. Eu vreau să stau înăuntru. Eu aș vrea să trăiesc aici. Vreau să, nu știu, să stau doar în această mașină și n-am nevoie nici de casă cu așa automobil. Doar veniți mai aproape să vedeți ce piele și interior are acest automobil. Doar priviți ce piele stă aici. Cum ar sta un pahar de vin roșu vărsat pe această piele. Bun, dar nici această premieră nu este cea mai tare de la standul Mercedes. Veniți să vă arăt pe alta. Asta e, mai băieți, bomba, de fapt, care vroiam eu să vă arăt. Noua generație Mercedes-Benz E-Class, un automobil care va fi cumpărat la greu de moldoveni, adus de prin Germania, de prin Rusia, de unde vreți voi, dar va fi foarte popular, fie în culoare albă cu pachet AMG. Deci, acesta este noul Mercedes-Benz E-Class, un model care arată foarte tare și care, de fapt, este foarte similar, prea similar cu S-Class și C-Class.